În județul Covasna se regăsesc băile Balvanioș Turia, care, ca și în Covasna, dispun de facilități pentru băi cu apă caldă, carbogazoasă, mofete, izvoare pentru cură internă, instalații pentru electrochineto și hidroterapie, aerosoli și inhalații, dar și gimnastică. Suntem aici la băile Cisar, în județul Covasna. Aici găsim foarte multe ape minerale, surse naturale. De fapt, avem aici gaz din dioxid de carbon care împinge apa sus, prin stratul vulcanice. Și depinde de unde, ce fel de straturi sunt, îmbogățesc apa cu multe minerale. Și apele acestea sunt sănătoase. Au un efect la corpul uman. De fapt, dioxidul de carbon, gazul de dioxid de carbon, deschide vasele de sânge. Și pentru oameni care au probleme cu circulația, asta e foarte important, circulația se recuperează. Oamenii fac baie aici, în apă sau în mofetă, în gaz simplu, fără apă, dar și bazinele sunt mofete umede, că și apele conțin gazul. Și oamenii aici fac tratament. Cel mai mult sunt mai bătrâni, care au probleme cu sânge, cu circulație, și ei vin aici, stau o săptămână sau două săptămâni și așa un tratament e destul pentru o jumătate de an sau și pentru un an. Și asta are un efect foarte sănătos pentru ei și ei simt asta și din cauza asta ei revin fiecare an. Noi, eu cu fratele meu, Ioan împreună, noi ne-am ocupat până acum numai cu băile. Noi nu avem hoteluri, nu avem locuri de cazare încă, dar aici în zonă, în zona Balvanioș, sunt mai multe hoteluri, sunt vile, sunt și sunt restaurante și o zonă dezvoltată. Și aici găsesc un paradis natural. Aici sunt izvoare naturale, aici o pădure foarte frumoasă, un aer foarte curat și natura e foarte deosebită, da. Până acum am câștigat mai multe proiecte mici, proiecte culturale, am organizat clăci unde mulți oameni și voluntari ne-au ajutat să renovăm băile. Am început să scriem, să facem și proiecte mai mari, că avem nevoie de mai fonduri mai mari. Și acum avem proiecte de a dezvolta cu putere mai mare băile. Vrem să facem ciubări cu apă caldă și vrem să construim niște saune și refacem și mofeta care a fost distrusă. Lângă asta vom face și o tabără de corturi mari, de iurte, unde putem să avem și locuri de cazare. Aici, în comuna Turia, liniștea, aerul ozonat și ionizat transformă stațiunea într-un Eldorado al turiștilor care preferă concediul liniștit la munte. Băile Balvanioș de azi s-au format prin contopirea a trei colonii de băi care au funcționat odinioară. Cea mai veche este cea care se situează în pasul Balvanioș, Pucioasa din Turia, cu referire la mirosul urât al hidrogenului sulfurat.